a târnat pe lemnul crucii cu povara păcatelor noastre, Fiul lui Dumnezeu a strigat, Eli, Eli lama sabachthani, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Dacă până și Fiul lui Dumnezeu s-a simțit singur, la greu, pe cruce, în suferință, sub poveri și sub batjocuri, nu te mira că de multe ori și tu simți că Dumnezeu ți-a întors spatele. Este normal ca în mijlocul suferinței uneori să strigăm din adâncul sufletului nostru împovărat, unde ești, Doamne, când copiii tăi trec prin greutăți și suferințe? Suntem în cartea Apocalipsa și am văzut că un leitmotiv al cărții este această chemare, această provocare la biruință, celui ce va birui. Dar provocarea însă și ne aduce aminte de un câmp de luptă în care încleștarea este pe viață și pe moarte. Și când Hristos ne cheamă la biruință, ne cheamă practic la viață, iar refuzul pocăinței, refuzul biruinței înseamnă moarte veșnică, despărțire veșnică de Dumnezeu. Lupta este o realitate istorică din Ghețimani până la noi, dar și din Eden până în Ghețimani. Dragii mei, toată împărăția lui Dumnezeu se așează pe un câmp de bătaie, pentru că noi am vândut împărăția în mâinile celui rău. De aceea nu-i de mirare că în orice biserică din Apocalipsa te-ai opri, vezi greutăți și suferințe. În Efes, când citești textul, cuvintele Domnului Iisus, poți desprinde din ele osteneală, răbdare, suferință din pricina numelui lui Iisus, încleștarea cu erezia dinăuntru, zbatere cu poverile și suferința de afară. Smirna, o biserică mică, săracă, puțină la număr, dar plină de necaz, de sărăcie, de batjocuri din partea celor ce zic că sunt iudei și nu sunt, ci sunt o sinagogă a satanei. Suferință, temniță și poate moarte. În Pergam, teroarea scaunului de domnie al satanei, suferință, martiraj, Antipa martorul credincios fusese omorât între ei, iar pe dinăuntru atacul învățăturilor false ale ereziei. În Tiatira s-a cuibărit Izabela, aceea care se zice prorociță, și ca să scape de suferință a învățat pe membrii bisericii compromisul și mulți dintre ei au ajuns să cunoască adâncimile satanei. Dar imaginează-ți că ești fiul lui Dumnezeu și acum, pentru că ai ascultat o idee, o femeie, o învățătură, te-ai umplut cu cele care nu țin de împărăția lui Dumnezeu. Ce zbatere, ce luptă lăuntrică trebuia să fie în mulți dintre ei. În Sardes se pusese masca fățărniciei peste compromisuri. În Filadelfia, presiuni din partea sinagogii satanei, suferință, luptă pentru a păzi cuvântul răbdării lui Hristos, pentru a nu tăgădui numele Lui. Iar la orizont, spune textul, este o încercare care ar trebui să vină peste lumea întreagă ca să încerce pe locuitorii pământului. În Laodiceea, pare că-i soare. Pare că-i soare pe din afară, din pricina lucrurilor materiale cu care le-au înlocuit pe Dumnezeu. Dar din punct de vedere spiritual, Laodiceea este săracă, oarbă, goală de roada Duhului și goală de Hristos, care stă la ușă și bate. Unde este Dumnezeu când copiii Lui trec prin greutăți și suferințe? Ioan ne ia de mână și ne invită cu El în locurile cerești. Și în capitolul 4 și 5 ne ajută să sondăm realități pe care ochiul nu le vede. După aceste lucruri m-am uitat și iată că o ușă era deschisă în ceruri. Glasul cel dintâi pe care l-auzisem ca sunetul unei trâmbițe și care vorbea cu mine, mi-a zis, suie-te aici și îți voi arăta ce are să se întâmple după aceste lucruri. Înainte de a intra în ceruri, dați-mi voie să vin pe pământ. Cu sute de ani în urmă, Samaria era înconjurată și la poarta Samariei, izolați de societate, erau patru leproși. Au trecut zilele, foamea i-a lipit stomacul de spate, de șirea spinării. S-au ridicat și au zis, oricum vom pieri, ce-ar fi să coborâm în tabăra sirienilor? Dacă ne vor da de mâncare, vom trăi, dacă nu, vom muri.
Interesant, când au început să bată praful cu picioarele goale, Dumnezeu a amplificat zgomotul pașilor lui și oastea siriană a luat-o la fucă, lăsând toată tabăra neatinsă. Spre mirarea lor au intrat în tabără, au intrat în corturi, au mâncat și s-au săturat. Și s-au întors în cetate cu vestea bună. Tabăra sirienilor e părăsită. Pe pământ, între cele 7 biserici și poate multe altele din vremea aceea, era suferință și prigoană și durere și moarte. Și Ioan este invitat în ceruri. Cum ar fi fost dacă atunci când ar fi pășit în sala tronului, tronul să fi fost gol, cerul părăsit de îngeri? Suiete aici! Capitolul 4 ne prezintă nu un cer gol, ci un cer în care este cineva pe scaunul de domnie și acel cineva este suveran absolut în univers. Dar în capitolul 5, Ioan ne prezintă strategia suveranului universului. Și cele două lucruri par să bată cap în cap, mai ales când le privim de jos din bătătura noastră. Veniți să intrăm împreună cu Ioan în locurile cerești. Numai decât am fost răpit în Duhul și iată că în cer era pus un scaun de domnie și pe scaunul de domnie ședea cineva. Scaunul de domnie nu era gol, ocupantul lui era la locul lui. Cel ce ședea pe scaunul de domnie avea înfățișarea unei pietre de iaspis și de sardiu și scaunul de domnie era înconjurat cu un curcubeu ca o piatră de smaragd la vedere. Împrejurul scaunului de domnie stăteau 24 de scaune de domnie și pe aceste scaune de domnie ședeau 24 de bătrâni îmbrăcați în haine albe și având pe cap cunun de aur. Din scaunul de domnie ieșeau fulgere, glasuri și tunete. Înaintea scaunului domnie ardeau 7 lămpi de foc, care sunt cele 7 duhuri ale lui Dumnezeu. În fața scaunului de domnie mai este un fel de mare de sticlă, asemenea cu cristalul. În mijlocul scaunului de domnie și în prejurul scaunului de domnie stăteau 4 făpturi vii, pline cu ochi, pe dinainte și pe dinapoi. Cea din tâi făptură vie semăna cu un leu, cea de-a doua cu un vițel, a treia cu un om, a patra cu un vultul care zboară. Fiecare din aceste făpturi vii aveau câte 6 aripi și erau pline de ochi de jur împrejur și pe din lăuntru. Ce ciudată descriere! Ca și cum totul în universul nostru se măsoară plecând de la scaunul de domnie. Scaunul de domnie este meridianul zero al universului. Uitați-vă la expresiile din text. Împrejurul scaunului de domnie, din scaunul de domnie, înaintea scaunului de domnie, în fața scaunului de domnie, în mijloc și împrejurul scaunului de domnie. Cineva este în centrul universului și acel cineva controlează soarta istoriei. Are cursul istoriei în căușul palmei lui. Ioan spune, nu, n-am găsit cerul gol, ca odinioarele proșii tabăra sirienilor. Cerul este viu, este plin, dinamica imaginii este extraordinară. Pe scaunul de domnie ședea cineva, cel ce ședea pe el avea înfățișarea unei pietre de iaspis și de sardiu și scaunul de domnie era înconjurat cu un cuber, cu un curcubeu ca o piatră de smaragd la vedere. Din scaunul de domnie ieșeau fulgere, glasuri și tunete. Scaunul de domnie este viu, nu este mort. Ascultați încă o dată cântecul făpturilor vii. Sfânt, sfânt, sfânt este Domnul Dumnezeu, după care ei spun cel atotputernic. Nu, nimic din puterea lui nu s-a diminuat, nimic din mâinile lui n-a scăpat de sub control, pentru că el este Alfa și Omega, începutul și sfârșitul și textul continuă, care era, care este și care vine. Cu alte cuvinte, Ioan a intrat în sfera, în realitatea aceluia care cuprinde dintr-o dată cu privirile lui, are în căușul palmei lui și trecutul și prezentul și viitorul. Ce ciudat, pe muntele Carmel, când Ilie se uită la cei 800 de preoți ai lui Baal și Astartei, ridicând altarul, punând jertfa și invocând puterea Dumnezeului lor,
trec ceasurile, se ridică și începe să învârte în jurul lor și își bate joc de ei. Strigați mai tare, poate doarme, poate a plecat într-o călătorie, este ocupat. A ajuns la jertfa de seară și nimic nu s-a auzit din cer. Nimic nu s-a auzit din cer. Cerul Dumnezeului lor era gol și fără putere. Cerul lui Ioan este plin, tronul este ocupat și el este cel atotputernic care era, care este și care vine. Când aceste patru făpturi vii dădeau slavă și cinste și mulțumiri celui ce ședea pe scaunul de domnie și care este viu în vecii vecilor, cei 24 de bătrâni cădeau în fața celui ce șade pe scaunul de domnie și se închinau celui ce este viu în vecii vecilor și aruncau cununile înaintea scaunului de domnie și ziceau: Vrednic ești, Doamne, Dumnezeul nostru, să primești slava, cinstea și puterea, căci Tu ai făcut toate lucrurile și prin voia Ta stau în ființă și au fost făcute. Unde este Dumnezeu atunci când copiii Lui trec prin greutăți și suferințe? Pe scaunul de domnie în ceruri, la cârma istoriei, având în căușul palmei Lui și soarta ta și soarta mea. El este guvernatorul, împăratul, domnul. Prin El au fost făcute toate și prin voia Lui stau toate în ființă. De aceea niciun fir de păr nu cade fără știrea Lui. Problema este că cu cât mai mult afirm suveranitatea lui Dumnezeu, cu atât mai dureros se trezește în tine întrebarea legată de suferința copiilor săi. Cum pot spune la oaltă un Dumnezeu suveran, atotputernic, cu o viață mizeră, călcată în picioare, aici, din pricina numelui Său? Petru ne spune: nimeni din voi să nu sufere ca un făcător de rele, ca unul care se vâră în treburile altora. Multe din suferințe le aducem noi asupra noastră și suntem vinovați și trebuie să le purtăm și să ne lăsăm învățați prin ele, să ne corectăm. Dar atunci când suferi din pricina lui Hristos, dacă Dumnezeu este suveran, asta simte un om în mijlocul suferinței, dacă Dumnezeu este suveran sau nu-L interesează viața mea și lucrurile prin care trec, sau strategia cerului este complet străină de strategiile pământenilor. Și de aceea ne este greu să punem la oaltă suveranitatea lui Dumnezeu cu suferința. Capitolul 4, suveranitatea absolută a lui Dumnezeu. Capitolul 5, strategia lui Dumnezeu în relația lui cu omul, în așezarea unei împărății veșnice pe pământ. Dați-mi voie să recitesc textul pe care l-ați auzit. Apoi am văzut în mâna dreaptă a celui ce ședea pe scaunul de domnie o carte scrisă pe dinăuntru și pe din afară, pecetluită cu 7 peceți. Și am văzut un înger puternic, notați vă rog, un înger puternic care striga cu glas tare: cine este vrednic să deschidă cartea și să-i rupă pecețile? Este interesant răspunsul care îl dă versetul 3. Nu se găsea nimeni, nici în cer, nici pe pământ, nici sub pământ, care să poată deschide cartea și să se uite în ea. Îngerul era puternic, dar n-avea putere să deschidă cartea. Deci nu se găsea nimeni, nici în cer, nici pe pământ, nici sub pământ, care să poată deschide cartea și să se uite în ea. Imaginea este fascinantă. Indiferent cum o întorci, nici cum nu poți încutia în dimensiunile istoriei. Și de aceea când te uiți la ea, trebuie să o scoți în afara istoriei, înainte de întemeierea lumii, să te duci până în veșnicia trecută. Și momentul acesta, când îngerul puternic s-a ridicat în picioare și a strigat: cine este vrednic să ia cartea, să-i rupă pecețile? Textul spune: nu se găsea nimeni, nici în cer, ce în cer, scaunul de domnie, Fiul lui Dumnezeu cel coetern cu Tatăl, îngerii puternici și serafimii. Ajunge unul singur, dragii mei, să arunce confuzia în armata egiptenilor, să scoate roțile carelor lor și să omoare fiarele pământului. Unul singur ajunge.
Toți aceștia erau în ceruri, mii, zeci de mii și mii de mii de îngeri, incluzându-L pe Fiul lui Dumnezeu. Problema este că, îmbrăcat în toată slava Lui, pe care o cere înapoi de la Tatăl, în Ioan capitolul 17, când îi spune: Tată, am sfârșit lucrarea pe pământ, dă-mi înapoi slava pe care o aveam la Tine înainte de facerea lumii, înainte de întemeierea lumii. Fiul lui Dumnezeu, cel glorios, nu era vrednic să ia cartea, să-i rupă pe cețile. Și de aceea, în tăcerea care s-a lăsat în cer, Fiul lui Dumnezeu s-a sculat și în auzul întregului cer a strigat: în sulul cărții este scris despre Mine, vin să fac voia Ta, Dumnezeule. Și acolo, înainte de întemeierea lumii, Fiul lui Dumnezeu a dezbrăcat slava Lui, gloria Lui. Și textul din Daniel spune că a fost adus unul ca un fiu al omului înaintea celui îmbătrânit de zile și s-a dat slavă și putere și stăpânire să așeze pe pământ o împărăție. Să așeze o împărăție. Dar imaginea nu doar că ne obligă să venim din veșnicia trecută, să trecem prin crearea lumii, să ajungem la iesle și apoi pe cruce, ci ea continuă până în veșnicia viitoare. Am plâns mult, spune Ioan, pentru că nu s-a găsit nimeni vrednic să ia cartea și să se uite în ea. Și unul din bătrâni mi-a zis: nu plânge. Iată că leul din seminția lui Iuda, rădăcina lui David, a biruit să deschidă cartea și cele șase peceți ale ei. Când auzi de un leu care a biruit, imaginea este logică. Leul este făcut să biruiască, este regele pădurii. Este cel ce sfâșie, rupe, cel în fața căruia nu pot sta cele mai mari animale. Dar când este vorba de leul din rădăcina lui Iuda, îți închipui puterea legată de această imagine. Ioan spune: la mijloc, între scaunul de domnie și cele patru făpturi vii și între bătrâni, am văzut stând în picioare un miel. Părea junghiat. Dacă eu aș fi fost în locul lui Ioan, aș fi zis: să trimis în luptă un miel care părea junghiat, când nu s-a găsit nimeni, nici în cer, nici pe pământ, nici sub pământ, când îngerii puternici al lui Dumnezeu stau neputincioși și sulul cărții stă nemișcat în mâna celui ce șade pe scaunul de domnie. Ce? În mintea noastră nu încap așa ceva. Un miel care părea junghiat. Dar uitați-vă ce se întâmplă. El a venit, a luat cartea din mâna celui ce ședea pe scaunul de domnie. Când a luat cartea, cele patru făpturi vii și cei 24 de bătrâni s-au aruncat la pământ înaintea mielului, având fiecare câte o alăută și potire de aur plină cu tămâie, care sunt rugăciunile sfinților. Ca să fie adevărat această imagine, călătoria mea din veșnicia trecută, trecând prin facerea lumii, trecând prin iestle, cruce, a trebuit să ajungă, dragii mei, și la înviere. Și acolo în potire trebuia să fi fost rugăciunile sfinților întregii istorii prezentate Tatălui Ceresc în prezența celui junghiat și înviat din morți. Și cântau o cântare nouă și ziceau: vrednic ești Tu să iei cartea, să-i rupi pecețile, căci ai fost junghiat și ai răscumpărat pentru Dumnezeu cu sângele Tău oameni din orice seminție, de orice limbă, din orice norod și de orice neam. Și ai făcut din ei o împărăție și preoți pentru Dumnezeul nostru și ei vor împărăți pe pământ. Leul din seminția lui Iuda a biruit. Celui ce va birui este chemarea, provocarea Apocalipsei. Dar modelul biruinței rămâne Hristos. Spuneți-mi, cum a biruit El? Ca leu care sfâșie sau ca miel care se lasă sfâșiat? Să știți că nu la întâmplare sunt folosiți cei doi termeni, leu și miel. Pentru că Hristosul lui Dumnezeu are o dublă funcție. Prima lui funcție este să dea viață. Și ca să dea viață, El a trebuit să se lase junghiat și sfâșiat și încărcat cu păcatele noastre.
Dar va veni o zi, ne spune Apocalipsa 19, când va veni ca leul din seminția lui Iuda și va fi cel care judecă și se luptă cu dreptate și carnea împăraților pământului va fi aruncată păsărilor cerului. Dar ca să dea viață, el a biruit, lăsându-se biruit. Leitmotivul cărții, celui ce va birui, trebuie îngânat cu modelul biruinței, ca nu cumva să apucăm pe drumul fiarelor. Cred că din pricina aceasta, când s-a deschis cerul deasupra celor 7 biserici, înainte de ruperea peceților, înainte de sunetul trâmbițelor, înainte de revărsarea potirelor, toți ochii au trebuit să se pironească asupra tronului și acolo la mijloc, asupra mielului care părea junghiat și care are istoria în căușul palmei lui. El rupe pecețile, el poruncește cursul istoriei. Cerul s-a deschis ca biserica lui Hristos de pretutindeni să-l aibă înaintea lor pe mielul junghiat ca model al biruinței. Da, Apocalipsa 4 vine și îți spune, deși a coborât din slavă, cerul n-a rămas pustiu, ca fiul al omului n-a pierdut lucrurile de sub control, suveranitatea tronului lui Dumnezeu nimeni nu o poate nega. Cel ce șade pe tron, șade pe tron, el era, este și vine. Este Alfa și Omega. Dar capitolul 5 este adăugat capitolului 4, ca nu cumva să avem impresia că strategia leului se aplică astăzi pentru zidirea împărăției lui Dumnezeu. Nu, în capitolul 5 avem strategia lui Dumnezeu și dați-mi voie să așez în paralel, în capitolul 7 din Daniel, am 4 fiare. Dumnezeu opune celor 4 fiare care rup, sfâșie și ucid ca să așeze împărăția pe pământ. Așa s-a așezat fiecare împărăție pe pământul acesta. Opune pe unul ca un fiu al omului care nu poate fi comparat cu fiarele. Dar ce și mai interesant este că îngerul puternic, și de 3 ori în Apocalipsa, îngerul se numește puternic. În capitolul 10, unul stă cu un picior pe mare, cu altul pe uscat. Imaginați-vă forța și puterea și este învăluit cu un curcubeu ca și tronul lui Dumnezeu. Emisar direct al tronului lui Dumnezeu. Sau în capitolul 18, un înger puternic a luat o piatră mare de moară și a aruncat-o în mare. L-a legat pe balaur și l-a aruncat în adânc pentru 1000 de ani. Câte putere, câte forță. Nu, îngerul puternic a fost absolut neputincios în a lua cartea și a rupe pecețile. Doar mielul junghiat s-a învrednicit să o facă. De ce s-a deschis cerul deasupra celor 7 biserici? Ca să se sape pe retina lor, în sufletul lor, în inima lor, acest principiu al împărăției lui Dumnezeu. Biruința mielului. Și acest principiu se așeze pentru toată istoria care a urmat, etica împărăției lui Dumnezeu. Ce e foarte interesant este că atunci când iei această imagine, pe care nu o vezi în Evanghelie, pentru că Iisus este cel întrupat din Betlehem până pe cruce, dar când iei această imagine în care îl vezi pe el și pe pământ și în cer și îl vezi ca miel junghiat și recitești istoria vieții lui, foarte multe din cuvintele lui capătă un cu totul alt sens. V-aș duce înapoi la predica lui de pe munte. Ascultați, vă rog, principiul mielului junghiat în fericiri. Ferice de cei săraci în duh, căci a lor este împărăția cerurilor. Apocalipsa se termină așa, cel ce va birui va moșteni aceste lucruri. Cu alte cuvinte, cel care are împărăția cerurilor este biruitorul. Dar biruitorul n-a biruit cu spada, cu sabia, cu ciomagul, cu vorbe grele, ci a biruit recunoscându-și sărăcia în duh, golindu-se de sine, de pretențiile lui și venind ca un cerșetor înaintea harului lui Dumnezeu. Și dacă sărăcia este reală și nu-i prefăcută, dacă n-ai dosit averile tale să pari sărac, nu-ți va fi jenă nici să plângi. Dar nu cei tari plâng, cei slabi plâng.
Ferice de cei blânzi, de cei care au ieșit din competiția afirmării de sine. I-au lăsat pe alții să se bată pentru locul întâi. Au știut să facă pasul înapoi. Ei vor moșteni pământul. Ferice de cei flămânzi și însetați, dar nu după bogățiile Laodicei, ci după neprihănire, căci ei vor fi săturați. Ferice de cei milostivi, cei care știu să rupă din puținul lor, să dea și altora, ei vor avea parte de milă. Ferice de cei cu inima curată, căci ei vor vedea pe Dumnezeu. Ferice de cei implicați în lucrarea împăciuirii, ca Fiul lui Dumnezeu, după principiul și modelul Lui. Ferice de cei împăciuitori, căci ei vor fi chemați fii ai lui Dumnezeu. Ferice de cei prigoniți din pricina neprihănirii, căci a lor este împărăția lui Dumnezeu. Ferice va fi de voi când din pricina mea oamenii vă vor ocărâ, vă vor prigoni și vor spune tot felul de lucruri rele și neadevărate împotriva voastră. Bucurați-vă, veseliți-vă, pentru că răsplata voastră este mare în ceruri. Tot așa au prigonit și pe prorocii care au fost înainte de voi. Versetul 38. Ați auzit că s-a zis, ochi pentru ochi, dinte pentru dinte. Asta este strategia pământenilor. Și dacă poți scoate doi ochi pentru un ochi, cu atât mai bine. Ochi pentru ochi, dinte pentru dinte. Dar eu vă spun, să nu vă împotriviți celui ce vă face rău. Ci oricui te lovește peste obrazul drept, întoarce-i și pe celălalt. Oricui vrea să judece cu tine ca să-ți ia haina, lasă-i și cămașa. Dacă te silește cineva să mergi cu el o milă de loc, mergi cu el două. Celui ce-ți cere, dă-i. Și nu întoarce spatele celui ce vrea să se împrumute de la tine. Ați auzit că s-a zis? Să iubești pe aproapele tău, să urești pe vrășmașul tău. Dar eu vă spun, iubiți pe vrășmașii voștri, binecuvântați pe cei ce vă blastemă, faceți bine celor ce vă urăsc. Rugați-vă pentru cei ce vă supresc și vă prigonesc, ca să fiți fii ai Tatălui vostru care este în ceruri, ca să călcați pe urmele Fiului lui Dumnezeu. Căci El face să răsoară soarele Său și peste cei răi și peste cei buni, dă ploaie și peste cei drepți și peste cei nedrepți. Dacă iubiți numai pe cei ce vă iubesc, ce răsplată mai așteptați? Nu fac așa și vameșii? Și dacă îmbrățișați cu dragoste numai pe frații voștri, ce lucru neobișnuit faceți? Oare păgânii nu fac la fel? Voi dar fiți desăvârșiți. Ce ciudată desăvârșire! Dar este desăvârșirea mielului, desăvârșirea celui în care cade, în fața căruia cade întregul cer, în închinare. Fiți desăvârșiți după cum Tatăl vostru cel ceresc este desăvârșit. Dumnezeu este pe tronul Lui de domnie. El guvernează istoria indiferent ce vezi cu ochii tăi fizici pe pământ sau în viața ta. Da, este interesant să vorbești așa în general despre suveranitatea lui Dumnezeu, dar spuneam, cu cât mai mult amintești suveranitatea lui Dumnezeu, cu atât mai tare doare suferința în care ești, pentru că te întrebi, de ce, Doamne? Dacă ai toată puterea în cer și pe pământ, de ce? Unde este Dumnezeu când copiii lui suferă? Primul răspuns, și aș vrea să nu-l uiți, șade pe scaunul lui de domnie. Istoria este în căușul palmei lui, nu i-au scăpat lucrurile de sub control, nimic nu l-a luat prin surprindere, el domnește în ceruri, a lui este slava și puterea în veci de veci. Amin! Dar eu? Eu cel mărunt, cel nesemnificativ, cel neînsemnat, pe care m-au uitat și prietenii și familia și cei din jurul meu și nimănui nu-i pasă de mine, eu? Dați-mi voie să recitesc câteva versete din primul capitol. După ce își introduce epistola, Ioan spune, eu, fratele vostru, părtaș cu voi la necaz și la împărăție, uitați-vă la Ioan, era exilatul de pe Patmos, probabil după ce a fost prigonit și pentru că n-a murit sub prigoană, l-au luat și l-au aruncat într-o carieră de piatre să cioplească pietre pentru
străzile romane. Eu, Ioan, necaz, părtaș cu voi la necaz și la împărăție, la răbdarea în Iisus Hristos, mă aflam în ostrovul care se cheamă Patmos, din pricina cuvântului lui Dumnezeu și din pricina mărturiei lui Iisus Hristos. În mod evident, era un copil al lui Dumnezeu, în mijlocul suferinței, din pricina lui Dumnezeu. În ziua Domnului eram în Duhul și am auzit înapoi a mea un glas puternic, ca sunetul unei trâmbițe. Ioan era pe pământ, pe insula Patmos. El aude înapoi a lui un glas, se întoarce, vede 7 sfeșnice de aur, care reprezentau cele 7 biserici de pe pământ din Asia, care erau în mijlocul suferințelor și a problemelor. Dar în mijlocul celor 7 sfeșnice, vede pe unul ca un fiu al omului și cade ca mort la picioarele lui. Interesantă imagine. Ioan este pe Patmos, este pe pământ, se întoarce să vadă glasul, vede 7 sfeșnice, știe că sunt cele 7 biserici și pe urmă vede pe pământ, în spatele lui, în mijlocul sfeșnicelor, pe unul ca un fiu al omului. Unde este fiul omului? Pe pământ. Recitesc versetul 1 din capitolul 4. După aceste lucruri m-am uitat și iată că o ușă era deschisă în cer. Glasul cel dintâi pe care l-auzisem ca sunetul unei trâmbițe și care încă îmi vorbea, vorbea cu mine, mi-a zis, suie-te aici. Dacă fiul omului este pe pământ și o poartă se deschide în cer, nu știu unde e cerul, dar dacă se deschide în cer, ar fi trebuit să spune, suie-te acolo. Ori el zice, Ioan, suie-te aici. Dar glasul vorbea cu mine, era înapoi a mea, era în mijlocul sfeșnicelor. Ce interesant. Domnul Iisus și în cer și pe pământ, și pe pământ și în cer. Cu alte cuvinte, și în centrul universului, suveran absolut, și în mijlocul suferințelor poporului lui. Unde este Dumnezeu când copiii lui suferă? Alături de ei, în mijlocul lor, după cum le-a promis înainte de înălțare. I-a întâlnit în Galileea și le-a spus, toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Ducându-vă, faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Duceți-vă! Dar le spusese înainte, vă trimit ca pe niște oi în mijlocul lupilor. Dragii mei, este oare de mirare că biserica merge spre slavă pe drumul crucii, cum am cântat? Nu? Dar de ce e așa? O știe el. Asta este strategia cerului, nu strategia diavolului. El acolo, în mijlocul lor, și versetul 20 din Matei spune, și iată că eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacurilor. Cu alte cuvinte, nu este o zi în care tronul să fie gol și Hristos să fie absent de aici, de pe pământ, din mijlocul suferințelor noastre. Dacă îl credem. O zi, un ceas, un minut. Unde este Hristos când copiii lui suferă? Veniți cu mine la sfârșitul cărții Matei, în capitolul 25, la scena judecății. În versetul 31 spune, când va veni fiul omului în slava sa cu toți îngerii săi, va ședea pe scaunul de domnie al slavei sale. Toate neamurile vor fi adunate înaintea lui. El îi va despărți pe unii de alții cum desparte păstorul oile de capre. Va pune oile la dreapta, iar caprele la stânga lui. Atunci împăratul, adică Hristos, împăratul, va zice celor de la dreapta lui, veniți binecuvântații Tatălui, de moșteniți împărăția care v-a fost pregătită de la întemeierea lumii. Căci am fost flământ, cine a fost flământ? Cine a fost flământ? Împăratul vorbește, dacă limbajul are sens, el vorbește despre sine. Am fost flământ și mi-ați dat de mâncare, mi-a fost sete și mi-ați dat de băut, am fost străin și m-ați primit, am fost gol și m-ați îmbrăcat, am fost bolnav și ați venit să mă vedeți, am fost în temniță și ați venit pe la mine. Atunci cei neprihăniți vor răspunde, Doamne, când te-am văzut noi flămând și ți-am dat să mănânci, când ți-a fost sete și ți-am dat de băut?
Sau când te-am văzut noi străini și te-am primit, sau gol și te-am îmbrăcat? Când te-am văzut noi bolnav sau în temniță și am venit pe la tine? Drept răspuns, împăratul le va zice: adevărat vă spun că ori de câte ori ați făcut aceste lucruri unuia din acești foarte neînsemnați frații mei, mie mi l-ați făcut. Mie mi l-ați făcut. Afară de faptul că este vorba de un fel de vorbire ciudată în care Domnul Iisus își atribuie ce nu este a Lui, îmi pun din nou întrebarea: unde este Dumnezeu atunci când copiii Lui trec prin greutăți și suferințe? Dacă limbajul are sens, un singur răspuns pot să dau: acolo, cu ei. Flămânzind cu cel flămând, însetând cu cel însetat, pribegind cu cel străin, răbdând de frig cu cel dezbrăcat, suferind cu cel bolnav, alături de cel care este în temniță. Datna cu Silvian, am zis: cum a fost? A stat pe gânduri, nu putea să-mi răspundă în două vorbe, am găimat ceva. L-am întrebat pe Neluțu Hurducaș: cum a fost? Nu uitați, ne-am rugat pentru ei, a fost la Auschwitz să vadă, să învețe de la istorie. Nelu a zis bine, dar binele acesta era încărcat cu ceva, și cum ar fost cu plumb. N-am să uit niciodată. Eram în Ierusalim și o zi de dimineața până seara am fost duși să vedem ororile celui de-al doilea război mondial. Și toată ziua am petrecut-o la Yad Vashem, la memorialul durerii. Dragii mei, fiecare pas, parcă aveam greutăți de plumb legate de picioare când mă uitam la poze. După ce am colindat tot și am trecut pe culoarul în care se strigau numele miilor de copii care au fost exterminați în lagărele de concentrare, ne-au dus într-o sală și s-a sculat o tânără evreică și s-a uitat la noi. Eram din nici nu știu câte țări, eram peste 100 de oameni, teologi de peste tot, un grup larg de polonezi. Și când a început să vorbească, ca fulgerele ieșeau din ochii ei, ura. Și unul din polonezi, după ce a ascultat-o, a zis: dacă îți fac o invitație, vii la Auschwitz. Nu! A răspuns ea, cu atâta ură. Am plecat de acolo, gândindu-mă la Iosua și la lucrarea lui din Canaan, și gândindu-mă la cruce și la strigătele lor, sângele lui să cadă asupra noastră și asupra copiilor noștri. Și am ajuns în sala de conferință și ne-au adus pe un supraviețuitor al Holocaustului, era ora 8 seara. În ziua aceea am simțit pe umerii mei că se încarcă toată povara lumii și sunt vinovat pentru fiecare evreu care a murit. Săptămâna trecută, Ravi Zechariah a vorbit la Sinai și a dus o imagine care se așează exact în discuția noastră. Un supraviețuitor al Holocaustului de la Auschwitz povestește întâmplarea. I-au scos afară din bărăci și în fața lor au spânzurat pe trei dintre ei. Doi în vârstă și unul tânăr. Cei doi în vârstă au murit imediat, erau vlăguiți de putere. Cel tânăr a început să zbată și în spatele lui cineva în șoaptă printre dinți a îngânat: Where is God? Unde-i Dumnezeu? Și omul acesta, în timp ce îi vâjea capul de întrebare, celui din spatele lui a auzit o voce în sufletul lui: Right there in the gallows. Acolo, atârnând în ștreang. Atunci când Fiul lui Dumnezeu, atârnând pe cruce, în batjocura noastră, ale căror păcate le purta,
În chinul acelea groaznice în care este sfâșia carnea, a citit Psalmul 22, a strigat cu ultimele putere, Eli, Eli, lama sabachthani, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Știți ce spune Scriptura? Dumnezeu era în Hristos, împăcând lumea cu sine și neținându-le în socoteală păcatele lor. Neținându-le în socoteală păcatele lor. Capitolul 4. Absoluta suveranitate a celui ce șade pe scaunul de domnie. Oștile cerești sunt în jurul lui. Vă aduceți aminte de faptul că Iisus Hristos i-a spus lui Petru, bagă-ți sabia în teacă, n-aș putea să cer din partea Tatălui legiuni de îngeri, numai o vorbă să spun. Toată puterea era lui și în cer și pe pământ. Capitolul 5 ne spune de ce n-a făcut-o. Pentru că s-a dezbrăcat de sine însuși, a lăsat slava, strălucirea, puterea, măreția, a îmbrăcat un trup de om ca să poată în locul tău și în locul meu să se lase atârnat pe o cruce ca să ne poarte păcatele. Să ne poarte păcatele. Vreau să vă pun o întrebare. Ți este greu să lași de la tine? Trăim într-o lume coruptă, toți te înșală, toți te fură, toți te mint. Dai mâna cu cineva, bați palma, îți promite sarea și marea, poate să fie chiar și fratele tău și te pomenești mințit și înșelat. Ce ai dat nu primești înapoi și ce ți s-a promis nu se face. Și te îngrozești, te apucă toate mâniile dinăuntru și ai dreptate. Spune-mi, ți-e greu să lași de la tine când ai dreptate? Îl găsim tot felul de versete în Biblie ca să ne scuzăm, mai ales unul ca mine, pe care îl cheamă și Ilie și Beniamin. Eu dacă aș putea, aș zice, numele Domnului, tai în bucăți. Sau dacă aș putea, aș zice, Doamne, foc din cer peste ei. Uitați, leitmotivul cărții este celui ce va birui, dar nu așa. Celui ce va birui. Și chemarea însăși sugerează un câmp de bătaie, o încleștare pe viață și pe moarte. Și privind la mielul care părea junghiat, suntem chemați să biruim călcând pe urmele lui. Principiul biruinței, drumul biruinței, nu ni s-a dat nouă să-l definim, ci ni l-a definit el însuși. Suntem chemați să biruim, lăsând și cămașa celui ce ne ia haină, întorcând și celălalt obraz, celui ce ne pălmuiește, mergând și a doua milă cu cel care te-a obligat să mergi cu el una, binecuvântând pe cel ce te bleastămă, făcând bine celui ce îți face rău, rugându-te pentru cel care te batjocorește și te prigonește. Când îți este greu să renunți la tine, nu uita. În mijlocul suferințelor, a nedreptății, a prigoanei, a batjocurii, Dumnezeu însuși este cu tine. Și Dumnezeu însuși te strânge în brațe. Știți poezia aceea și imaginea de pe malul mării, două urme de pași, la un moment dat, o urmă de pași dispare și rămâne o singură urmă și cel despre a cărui viață era vorba a zis, Doamne, ce înseamnă? Păi sunt urmele pașilor tăi și urmele pașilor mei. Și de ce la un moment dat m-ai lăsat singur? Când eram la greu, pentru că acolo te purtam în brațe. Acolo te purtam în brațe. Doamne, mintea noastră nu poate cuprinde strategia cerului, modelul lui Hristos. Când suntem la greu, ne văicărim și ne răzvrătim și am aruncat cu țărână spre cer.
În astfel de momente, deschide cerul deasupra noastră și ajută-ne să vedem că tronul este ocupat și cerul este în control. Iar acolo, la mijloc, pe scaunul de domnie, avem întruparea strategiei cerului pentru așezarea unei împărății, modelul biruinței, un miel junghiat. Amin. Amin.